Salut și bun venit la un nou episod de GTA 5 Online pe Barbă Neagră. Băi, e foarte calm, e foarte calm, ca să mai scap de... Eu ce repede merge la... Băi! Ca să mai scap de căldură am luat parasolare de la mașină, mă rog, aveam mai multe, care nu le foloseam și le-am pus la geamuri. E un întuneric la mine în camera acum, holy shit! Vă sfătuiesc să faceți chestia asta dacă aveți probleme cu căldura în cameră. Un parasolar costă în jur de 4 lei, 4 lei 50, something like that. Și dacă îl puneți două, depinde de cât de mari sunt geamurile voastre, mie mi-ar trebui două. Puneți două la geamuri, no problemos, no problemos. Scade temperatura cu extrem de mult, deci se cunoaște. Bun, am mașina asta, o să o duc rapid, rapid la vânzare și... Aha, nu văd unde e Los Santos Custom. Unde e, mă? Păi mă, lași, nu văd unde e Los Santos Custom. Aoleu, am trecut, sunt orb, am trecut, hai să o luăm la dreapta pe aici. Băi, jucam în single player și, mă rog, făceam niște misiuni pe acolo, de fapt, terminam niște misiuni pentru a face episoadele de single player, dar aveam niște misiuni neterminate. Și când văd o mașină pe stradă, mă, atât de mult mi-a plăcut încă am zis trebuie să o cumpăr neapărat pentru online, neapărat. O să vă arăt într-un moment, atât de mișto mașinuța cochetă. E un fel de buggy, avea și n-avea uși, și sus era, avea spoiler, atât de mișto și merge și bine cu ea. O să caut pe aici pe internet să vedem dacă putem să o cumpărăm, nu știu exact ce buget mai am. Bun, îi dăm un repair, rapid, sell and let's fucking go. 6500, avem 33, nu prea mai avem bani, 53, sau am 33 la mine? Nu, am 59 în total, what the fuck? Ia stai, doamne. Money and services, Maze Bank, main menu, deposit. 59. Nice. Yep. Și avem 92. Ok. S-ar putea să avem bani de ea. Și dacă mergem la Travel and Transport, nu e la Legendary Motorsports, la, cred că e la Pedal to the Metal. Ba nu, că sunt biciclete și chestii. E la South San Andreas, chestii treburi. Stai, și acum arăta asta. Stai. Oh, ce mișto e ăsta, Canis Calari Topless. Cred că merge cu 3 km la oră. Uite, și asta e mișto. Stai să o găsesc pe... Cred că asta era. Da. BF Injection. Uite-o pe aia din Scooby-Doo. Stai așa să mă uimesc pe aici, că sunt tare curios să văd ce mai au astea. Uite, și asta e mișto, dar asta e Mini-ul, nu? Da, ăla e Mini-ul. Oh, Maserati, nice. Cât e la 80.000 doar. Păcat că merge prost, că știu că am mers cu el și merge încet de tot. BF Injection-ul de ăsta ziceam eu. Dar nu, e aia de sus cu siguranță. Știți că îmi plac astea off-road mai mult. Da, cred că doar aia e. Mai e ceva pe aici. Nu, că după aia dăm o mod... Ia. Cât e, mă, ăsta aia? Nagasaki Hot Rod Blazer 69. Și ăsta merge destul de repede, să știți. Dar nu. Cred eu că o să o facem mult mai frumoasă pe asta, să știți. Asta e mult mai mișto. Unde e? Uite, e 75, îmi ajunge să o și tunez. Am cumpărat-o? N-am cumpărat-o. Logic portocalie, care arată fight mișto. Pending, minus 75. Purchase notification. Bifta se numește, BF Bifta. Ok. Ideea e că e super mișto, mi-a arătat acolo că se încarcă. Mă, cât suntem pe server acum? Suntem eu cu mine însumi și cu Barbă Neagră, deci cam atât suntem noi în momentul actual pe server. Faza amuzantă că eu sunt dat pe pasiv mod, știi, adică chiar vreau să cumpăr mașina asta și am zis, bă, mă bag pe pasiv ca să n-am probleme. Deci m-am uitat că sunt singur. Apropo, uitați-vă la mașina asta, hai să vă arăt ceva. Mașina asta, dacă o găsiți în varianta de silver sau gold, dar nu așa gri vopsită, ci să fie aurie sau argintie, dar argintiu ăla, știi, care să te vezi în el, deci să iasă în evidență. Astea se vând cu cel mai mult, mi se pare cu 20 sau 25 de mii, deci una din două, și le puteți scoate niște bani foarte, foarte buni cu ele. Și dacă vreți să vedeți unde le găsiți, le găsiți undeva pe aici, în special, uite pe aici, prin zona asta. Pe aici se găsesc și se merită. Se merită dacă stai pe acolo, dacă nu, dacă stați pe acolo, eventual, noaptea mai mult se găsesc și dacă nu găsiți, stați o perioadă mare de timp și tot nu apar, nu se spawnează, atunci intrați pe alt lobby și sunt mari șanse să apară. Ia stai să vedem dacă îl sun eu pe, dar nu că stai așa, că poate trebuie să mă dau jos, să-l sun eu pe individul meu de mecanic.
Intra în internet ca de obicei, filozofie. Dăm la contacts și intrăm la mecanic. Hai, boss, ia să vedem dacă ne-a venit mașinuța. Ar fi trebuit să vină, deși... n-a venit, firar, se întorno cu Roma și elegi. What the fuck? Tu știi... Ceapa, vină cu. Prin geam aș fi reușit să-l omor. Uite, și-a plecat. Gata, a venit. Hai să sunăm din nou. Hei, boss, vină cu aia, du și mie mașina aia. Dar să mergem să o tunăm, din cauza asta nu prea aș vrea să mă mișc de aici, să mă duc eu să iau, știi? Yep! Ia autobifta! Yeah, boy! Yes, of course! Dar nu o aducem, mă, și tu la 30 de străzi distanță, adu-o aici aproape. Uite, mașinuța aia se vinde bine. Ia uite aici! Perfect! În sfârșit, mecanicul a adus și mașina unde trebuie. Uite, mă, cât de frumoase! Dar stai așa să o... Așa bine, așa e obișnuită, nu e... E ce trălucește ea? Dar e așa că ne ocupăm noi de asta. Hell yeah, motherfucker, știi că e cart de la micuț, ia, cât de mișto e, băi, știți cât îmi place asta, dacă aveți bani, luați-o că merge și repede, nu e cea mai bună, într-adevăr, ia uite-o, mă, holy shit, nu e cea mai bună, într-adevăr, atunci când vrei să te lupți cu cineva și vrei armură, dar pentru distracție, e cea mai mișto, ia uite, știu cum merge ea, e de belea, o să mergem puțin prin, deschide-mă poarta, mă. O să mergem sus pe dealurile alea să vedem cum se comportă pe off-road. Am lăsat-o fără un farz de șchioară. Repair, mi-am învățat lecția, deci înainte să le modific, să modific mașinile, le dau repair. Așa, și avem... Nu, frate, mă interesează direct spoiler. Punk! Cât de mișto e! Stai. Asta? Culoarea asta portocalie. Stai așa, portocalie sau neagră, de care vreau? Băi, arată mișto și portocalie și neagră, mă. Dar parcă carbonul ăsta arată mai mișto. Carbon wing. Yep. Secondary color wing. Aș putea... să fie ca și culoarea secundară. Știi ce? Cred că ar merge mai bine ca și culoarea secundară. Ba nu, fuck it. Hai să o lăsăm așa, carbon. Că e mișto, se potrivește cu roțile. Și am grijit la respray și dăm la secundare, care nu-mi place roșul absolut deloc. Nu știu de ce în jocul ăsta, orice mașină, dacă o selectez portocalie și e compusă din două culori, a doua culoare întotdeauna e roșie. Nu. Je ne place. Matul ăsta negru arată nice, de nice, nu așa. Și alb ar merge. Ui, dacă vrem să ieșim în evidență, luăm alb. Galben, verde, astea nu merg. Cred că negru, nu cred că dăm greș cu negru, ce-i drept. Nu, dăm un black. Bam, ca să fim în siguranță. Și hai să vedem ce mai putem să mai alegem pe aici, măcar roțile, dacă le putem face ceva. Skirt, da, vreau un skirt. Bank. Nu știu, e mai mișto. Mie nu prea-mi pare mai mișto cu skirt. Nu știu ce să zic. Îmi place mai mult așa, sincer, are un flow mai fluid așa, nu știu. Astea parcă se oprește prea mult în colțul ăsta. Nu, n-am să-mi iau scărturi. Hai să vedem ce mai avem. Roof. Yes, dar noi nu avem roof. Putem să-i punem. Dar nu vreau. Nu, mersi, nu vreau roof. Ce mai avem? Lights. Da. Neon kits. Cât costă neon kits-urile? Neon color. Da, sorry, your vehicle must have neon layout. Firar. Neon kits, neon layout. 10.000, nu mersi. Nu. Lost tech provisor. Exhaust. Yeah. Ha. Mai mișto așa, deci noi avem așa. Și avem posibilitatea asta la 1800, pe care cu siguranță o vom... Mamă, ce mișto e aia. This item will unlock when you reach rank 52. Până la 52 mai e, tăticule. Până ora anul, Twin Racing Exhaust. Yeah! Prea mișto. Ia uzi cum face ea. Și dacă urmă și un engine chassis, racing harness. Nice! Pentru 1000 doar. Tare! Ok, și la engine, cât e un engine? 1800. Îmi dă doar la accelerație un pic și 2000. Pentru 2500 ne ducem la levelul 2. Fuck it, hai să luăm Muchachos Perfectos. Și dacă dăm la... Stai așa că mai vreme, la transmission. Ok,
5900? Se cunoaște diferența? Ah, nu se cunoaște. La accelerație se pune extrem, extrem de puțin. Și la turbo... Holy shit! Accelerația se umple aproape toată. La turbo tuning, dar încă n-am desfăcut turbo tuning-ul. Respirare am fost... Wheels, asta mai... Wheel type, yep. High end low rider, muscle off-road. Asta vreau, stock rims. Nu, chrome. Hai să vedem care sunt ăștia. Nice, câte mă, 55 de... 55 de mii! Fugi de aici, că n-am atâția bani. Rider. Rider e mișto. Hai să vedem ce mai avem pe aici și nu uităm la bani după aia. N-avem multe opțiuni. Putea să luăm rider. Stock wheels. Îmi plac și stock wheels, ce-i drept, dar gențile astea nu știu. Pare că astea-s mai mișto. Hai să luăm pe asta la 5000. Mamă, rămân fără bani mai mult decât 5399. Și dacă îi dăm la wheel color, hai să vedem dacă putem să alegem. Oh, neagră e, țai de mine. Ia, sunt curios cum arată și portocaliu. Băi, și portocaliu arată mult frumos, dar parcă, nu știu, parcă e cam de prost gust, știi, să fie portocaliu ăsta acolo, așa. Dar negru, nu prea-mi plac așa de obicei roțile să sară în evidență, știi? Dar ăsta negru, black-ul, e și cel mai ieftin, arată și cel mai bine. Băi, dacă de mișto arată, oh my fucking, astea, centurile de siguranță gen racing, astea arată superb, superb. Bun, atâta vreau. Altceva mai avem pe aici, plate lights, horn, explosives? Pentru 5000 ignition bomb? Nu vreau așa ceva, du-te de aici. Altceva, turbo transmission, brakes, am putea să luăm brakes. 4000 și noi avem 4800, să ne băgăm? Nu mă bag, că nu-mi trebuie brakes-urile. Nu-mi trebuiesc. E perfect, e perfect, hai să o luăm la o tură, că e super mișto. Yay, achiziție nouă în garajul nostru. Ah, cât de mișto e, cât de tare e. Nice. Holy shit, băi, merge repede, mă, vă spun eu. Wow. Ce mi... asta e mașina mea nouă preferată. Ce să dai 700 și ceva, 720 cât e Zentorno, când poți să-ți iei așa ceva? Când e atât de distractiv. Ia uite, știu, ia de la volan. Aaa, ce tare. E mișto că ai vizibilitate mare și din cauza că nu are geam pe față. N-are, nu neapărat geam, bine că n-are nici geam, cred. Sau poate are geam, nu-mi dau seama. Oho, hai să o luăm pe aici. Dar n-are acoperiș și din cauza asta îți creează vizibilitate foarte bună. A, nu-i nimic aici. Aaa, nasol. Skrrt. Ce tare. Băi, e prea mișto, mă, asta. Serios, nu pot să o laud unde ajunse, chiar dacă aveți 70.000, bine că m-a dus cam aproape la 100.000 cu totul de cheltuit, vă recomand așa ceva. Băi, am luat, uite și tu stopurile aia pe spate cum arată, cu nou sistem de evacuare, e eșapamentul ăsta, e dă belea, dă belea, nu prea vreau să o stric și acum o să o stric. Ah, am stricat un pic. Vreau să văd cum se comportă pedaluri, să vedem dacă urcă cu viteză sau nu, că dacă urcă încet, atunci va trebui să o upgradăm și la transmisie și la toate celelalte. N-am să încerc pe aici, bineînțeles că pe aici e verticală, e nasol. Dar ce mișto e! Ziceți voi de nu arată bine. Mie se pare că arată absolut superb, cu spoilerul ăla pe spate, băi, cine aș da seama așa ceva? Uite, ia mă cum urcă. Băi, urcă destul de bine, mă. Ia off-road totuși. Ia uite. Nice! Holy shit, urcă chiar... Wow, trebuie să te ții la ea. Și cam gata, aici s-a terminat. Hai să luăm pe lateral așa, după care venim, hop, să-și mențină viteza. And let's go! Cât de tare, aș vrea o cursă numai cu d-astea. Am făcut eu odată o cursă cu Baguio, a fost Baguio-uri, a fost tare mișto, da? De obicei lumea preferă mai mult Zentornul și mașinile astea puternice, Adero, chestii, treburi și alea. Cât de tare, cred că ar trebui să iau alte rosti totuși, că astea parcă nu par cele mai inspirate. Da, nu știu ce să zic de roțile astea. I do not know. Dar asta e cu siguranță una dintre cele mai miștoace mașini ever. Cât de tare. Hai să mergem să jefuim niște magazine cu ea, cât tare mișto. Scăpăși de poliție foarte rapid acum. Ia uiți. Ia uite-l ea. Hoia. Cât de mișto arată, nu cred. Care e cel mai apropiat magazin ea? Aș putea să merg la ăsta.
Hai să mergem la asta, că ne dăm mai mult dacă suntem în afară, dacă magazinul e în afară. Și știi ce? Nu o să respectăm GPS-ul și vom merge drept în față. Putem pe aici? Ok. Hai să vedem dacă putem. Geronimo! Hell yeah, motherfucker! Ia pomul, ia pomul, ia pomul, ia pomul! Am salvat-o, am salvat-o, am salvat-o. Tare mișto, tare mișto. Și pe timpul zilei, e absolut superbă. E absolut superbă. Ia să vedem, dacă urcă pe aici, ai nemaipomenit, ia. Holy shit! Cât de cât? Am stricat. Nu! Nu, 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 te bloca. Nu spune că s-a blocat. Hai că nu s-a blocat, gata. Am stricat, am spart un far. Are nimica. Nu cred că e atât de scump un far la mașinuța asta. Cât de mișto poate să fie, mă lași. Uite-te că acum aș vrea și eu așa ceva. Zici că e un card de la, țin minte, în San Andreas mă dădeam cu carturile alea micuțe, știți? Cred că dacă a jucat Samp, erau pe peste tot alea. Holy shit! Yeah, boy! Nice! Na, că ziceți voi că nu conduc eu bine. Băi, cum să-l pun mă bine? Uitați-vă și voi aici, skill-urile astea de întoarce și chestii. Bun, hai că acum... ăsta e la benzinărie. Ia să vedeți cum parchezi ea. Skrrrrrrt! Ok, vară data viitoare, lasă acum. Cât de mișto e. E frumoasă, e dată n-ai... Ia. Hello, bitches! Hello, bitches! Ok, mame, n-am ce să-ți fac. Știu că ai venit aici din India și vrei să faci și tu un bonus cinstit. Dar și eu vreau să fac un bănuț, doar că nu cinstit. Avem asta în comun, măcar, ne leagă. Hai. Hai, cochilarii ăștia, de fapt, nu sunt 20 de lei, sunt, de fapt, 9 lei. Boss, cât am luat? 1371? Nu e atât de mult, oricum, da? Hai, fie. Aș fi rupt ca la magazine să se dea mai mult, mai ales că dacă jefuiești mai mult, te riști tot. Rică. Opa, avem poliție în spate. Și... Aaaa, nu, 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 vine poliția, vine poliția. Hai mă, hai mă, hai mă, hai mă, hai mă, hai mă. Sunt pe limită, ui, sunt pe limită, sunt pe limită. O să iau puțin în față la poliție, după care o să urc pe stânga pe aici, hai să vedem dacă putem. Trebuie să putem, nu se poate, ia. Hell yeah! Oh, nu te da peste ca... Nu, 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 că vine poliția de acolo, nu, 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 nu. Urcă, 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 urcă. Ah, goddammit, m-a prins aici, m-a prins. Decât dacă pot să mă urc pe aici, asta e un pic. S-ar putea să fiu în stare să scap. Gata! We just escaped the police! Hell yeah! Și acum? Direct în cap la poliție sărim. Oh! Scuze, boss! Scuze, boss! Faptul că avem... dar e nasol că... Ei, te vezi, mă așteptam să pună centura pe el, dacă tot ne-a făcut să cumpărăm centura aia care era în plus. Alt magazin mai avem pe aici, Lishom, care putem... Eu te-au la face jogging. Ce magazin am putea noi să mai anihilăm? Aș putea să mă duc la ăsta și să iau drept în față. Asta facem. Unde mă? În partea cealaltă? Ai, în partea cealaltă. Hai să mergem la ăla și să o luăm direct pe aici. Tocmai mai exersăm abilitățile acestei noi mașinuțe. Holy shit! Era să mă dau peste cap? Era să mă dau peste cap? Doar că am învățat trucul control și shift. Așa că am evitat. Pot să iau pe acolo? Pe aici pot să iau cu siguranță. Da, aici merge. Nu e cea mai extraordinară, într-adevăr, la off-road. Oh my fucking god. Dar își face treaba. Oricum e mai bună decât multe mașini normale de street. Adică se vede că e off-road. Doar că în comparație cu alte mașini off-road, nu e cea mai bună. Dar e ok. E ok. Scapi de poliție cu ea. Și bănuiesc eu că dacă bași un turbo pe ea pentru accelerație, atunci o să fie minunat. Nu stai niciun fel de problemică. Cred că în partea asta trebuie să mergem, da, în partea asta trebuie să ajungem noi. Skrrrrrt! Ce skrrrt, că zburăm pe aici! Nice! Odată ce prinde viteză, nu mai oprești, frățiole. Ia uite aici, ia! Holy shit! Nice! Cât de tare! Sper să nu explodeze, totuși. Sper totuși să nu explodeze. Băi, dar e foarte rezistență, mă, mașinuța asta mică! Gata. Ești nebun. Gata, stop. Holy shit, pe unde pot să intru eu și eu? Ia stai. N-am decât pe acolo. Speram să pot să sar pe aici pe undeva. Nice. Băi, dar pe autostrada asta, pe cuvântul meu, numai eropturi sunt. De fiecare dată când am mers pe aici, numai eropturi am găsit.
Da, vedeți, accelerația nu e cea mai nemaipomenită, doar că bănuiesc că cu turbo ăla se rezolvă. Hell yeah! Uite, avem aici magazinuș și frânele alunecă extrem, extrem de mult. Dar hei, e distractivă, asta face ca mașința să fie distractivă. Chestia e că dacă vine, bineînțeles. Yo, my man! What the f... Chica, get the fucking out of here, huh? Hai, boss, bagă acolo, hai! Intimidation! Yes, mucho intimidation, yes! De ce mi-apare intimidation-ul ăla în dreapta acolo? Mamă, că-ți dau așa pa... Boss, unde fugi, mă? Ăla vine cu armă? Îi trăgeam... Ăla vine cu armă? Mi s-a întâmplat mie odată să unul să mă împuște pe la spate. Îi plăceau chestiile astea, probabil. Oh, ho, 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 hai, hai pe plajă, bună idee, bună idee. Ah, asta n-a fost idee bună. Poliția blinkă-ne pe acolo, șam. Ah, hai că nu ne-a văzut, e perfect. Mă, uși pe nisip, e mișto. Cât de tare, hai să o luăm o tură prin apă pe aici. Ah, oh, no, 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 no. Am stricat mașina. Hai, 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 hai. Poți, poți. Ah, s-a stricat. Bun, pe nota asta terminăm episodul de azi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să vă abonați și un like. Este imens apreciat și ne vedem în episodul următor. Salut!